Și ne-a rugat să spunem într-o propoziție ce înseamnă story-ul sau ce înseamnă postarea. Eu am spus aici pe telefon ce înseamnă, ce este story-ul. Story este un content snackable, poze sau clipuri verticale de maxim 16 secunde care dispare 24 de ore de la publicare. Asta este o definiție simplă și sucintă. Diana, hai să spun ceva amuzant. Ai depășit cele 2 minute și tot ce ai spus acolo aș putea să spun un story de 15 secunde. Bravo ție! Bun! O să încep cu debate-ul și partea noastră printr-o întrebare. O întrebare pe care Diana a pus-o pe tavă. De ce să muncești pentru un content care dispare 24 de ore? Și aici o să fac o analogie. Și aș putea spune așa, că viața este efemeră și că ne provoacă să ne bucurăm în fiecare zi cele 24 de ore pe care le avem. Și așa e și cu story-urile, cu frumusețea lor și o să argumentez. În primul rând, story-urile, în momentul în care creezi un story, nu există presiunea esteticului. Este un content ușor de creat versus o poză de feed. Aici vorbesc din perspectiva mea de influencer sau creator de conținut. Unde eu pe o poză de feed pot să lucrez și 3-4 ore pe editare sau pe concept. Pentru o poză urmăresc anumiți parametri, gen cum se cadrează feed-ul meu, să fie linie din punct de vedere cromatic cu tot ce am postat înainte, să fie de sezon, adică să fie relatable pentru oamenii care interacționează cu contentul meu. Adică dacă afară ninge, nu o să pot să postez o poză cu mine de la plajă, chiar dacă eu sunt la plajă, pentru că oamenii nu o să-mi dea like, corect? Story-ul le faci în orice context. Fii genul de content real-time blog sau real-time content, în care creatorul sau brandul, mă vorbiți de branduri aici care fac story-uri, relatează în timp real lucrurile pe care le face, pe care le fac. Practic este un fel de slice of life, sunt o fereastră către viața ta, iar urmăritorilor este foarte ușor să interacționeze cu tine printr-un simplu mesaj. Știu că poate pentru unii dintre noi poate se pare obositor să răspunzi la mesaje, dar în calitate de content creator suntem datori să le răspundem celor care ne urmăresc și care ne susțin. Asta e părerea mea personală, eu răspund la toate mesajele. Desigur, o să spuneți că același lucru poți face și în cazul postărilor, poți răspunde, însă chat-ul în stories este la un dat distanță, căsuța de send message este jos, imediat. Un alt atu pe care l-au story-urile sunt rapiditatea cu care poți transmite un mesaj. Ai ceva de spus, ai scos telefonul, ai făcut story-ul, informația ajuns acolo unde ți-ai dorit, adică la follow și pe. Aș putea să spun că și din punct de vedere de buget, story-urile sunt mai affordable versus postări. Asta pentru că și de efortul pe care atât content creatorii cât și brandurile îl depun este mult mai mic. Mulțumesc! Mulțumim frumos!